mai ușor în Irania. Amonii ieșind și mai greu. La 31 de ani, Mariana Bârca din satul Popeasca, raionul Ștefan Vodă, are o înălțime de doar 105 cm și o greutate de 26 de kg. Tânăra suferă de nanism. Toată e mână și dezvolsați medicamente, în spital ce stau. Îi sfârmează oasele, toate oasele încheieturi la genunchi, la picioare, la mânuțe. Are grijă de ea mama de 55 de ani. Tata a abandonat-o acum 14 ani. Vreau măcar cât de puțin, măcar să n-aibă astma asta, tare nicălic. De multe ori ne-a spus să vină, au spus ca să fie sărbător, dar văd că nu mai intrat. De ce tânăra se teme? Cum se simte acum? Și de ce tatăl biologic a uitat de ea? Nu vreau să stau ușina pe nimeni, nu vreau să mă jăluș, pur și simplu am acceptat viața mea. Bine v-am găsit! Astăzi vă povestim istorii de viață care merită vorbite. La ei săi 31 de ani, Mariana Bârca locuiește împreună cu mama de 55 de ani, care îi poartă de grijă și îi este ajutor. Să-i cunoaștem povestea. Bine te-am găsit și mulțumesc că ai fost de acord ca astăzi să-ți povestești istoria ta de viață. Și bucuros că am ajuns la Popeasca, la tine acasă. Foarte bucuros. Mulțumesc că n-a trecut la noi. Vreau să te întreb, ce ți amintești tu din copilăria ta? Cum a fost copilăria ta? La mine a fost o copilărie obișnuită. Am avut prieteni, jocuri, mult numai că greu mi-a fost cu nici care, cu toți, cu venitul ăsta. Dar prieteni mă ajutau, mă ceam cu dânsul. Ori pe lisapet cu cărușor, mă ceam. Ceam la magazin. Și apoi îmi spunea, venea la mici că mână, hai la bunică, mă, mână, e urât singur. Și mă ceam cu dânsul. Deși mă duceam vecanul, dar mă și mă ceam. La grădiniță tu ai fost? La grădiniță am fost, da. Dar cum te deplasai tu când erai micuță? Mai ușor în Irania. Am unii ieșini și mai greu. Dar când erai tu mică, cum mergeai? Titărai așa sau... Singurii că mergeam, mă țineți în mână, oare este... Singurii că mergeam, eram un copil obișnuit. La 4-5 ani și putea cunoaște dezabilitatea. Și la grădiniță ai mers până la 5-6 anișori, da? Ca la grădiniță, cum vezi, mă treacă mine în clasa 1. Dar la noi, la școala medie, nu m-au prânit. Văd că acolo scări sunt. Asta e și pe greu. Și m-am dus la școala internată, la noi în sat. Și a fost bine și mai bine. Până și nu începuta răși, nu începuta și greu. Eu am rășit de acasă, am fost ceva de boală. După asta, trebuie să ne ducem la o mamă, la o nuntă, în vișoară ei. Și m-am dus acolo, n-am jucat, să știm, că s-a scântei ori și astea. Dar a fost așa într-o parte, în toată mătușă, pismi, te spune, ține lângă tine, spus că se închide când era însă întrânsă și era însărșinată. Și m-am dat împrejurul meu și ține mă de mână, de grădiniță, de... Și m-am văzut învățătoarea. Dar eu trebuie ca luni să mă duc la școală. La școala internat? Da, la noi în sat. Asta a fost fie sâmbătă, duminică asta a fost. Și ne îngătem să ieșim din casă și la școală. Când a venit văzătoarea la poartă, și a aruncat caietele în față la mama, a spus că fata ta mai mult nu învață la școală și nu o prindem. A spus că e sănătoasă, nu e foarte bolnă, nu e bolnavă și tu ne dai voie să înveți și că a început cât mai câte. Mama îi spune și că bun, mă rămâne în casă, aștept eu să vin. O la școală, la director. Directorul a spus că, da, într-adevăr, la tău o scoate în școală. Dar care e motivul? Pentru că eu am fost foaie de boală. Și trebuie să de acasă bonul la pat. De-aia m-am dus la nuntă. De-aia m-am dus la... când eram sănătoasă, în dreapta. Cum trebuie să duc mama și tata la nuntă? Nu-l spune în casă să îngroptem. Și m-am dus... Și pe ei asta i-a deranjat?
că tu ai fost la nuntă în timp ce erai foaie de boală. Cred că, cred că. Eu am înțeles că tata și cu soțul la învățătoare s-a dus în Bacău. Și poate în cauza motivării. M-am dus la primărie și a spus, te-am dus afară din școală. Primarul a spus, dă-le pașii, noi găsim altă școală. Trebuie să mă duc la Invancea încoașe. Și acolo a spus că copiii în cărușoare nu sunt. Copiii să picioare, mări, sănătoși, tăt, chișmachin. Și am găsit direct văstorul, ăsta primarul, școală la Hâncești. Acolo am fost, tot mi-a prăinit cum trebuie. Ce vârstă aveai? La ce ani te-ai dus acolo? 7 ani. La 7 anișori? 7-8 ani aveam. Dar aici cât ai învățat? Doar un an sau doi? Aici în sat? Un an, da. Dar tu erai într-un scaun cu rotile? Nu, nici în pijos. Și te-ai dus acolo la Hâncești. Ce-a fost la Hâncești? Acolo mi-a arătat, nu, când am intrat, dormitorul, camera joc, asta, bucătăria, stalova, o să aici și pe loc. Când s-a dus mama acasă, eu am rămas de-am la abid, copiii dormeau, și mi-a scos pe noi afară, la stalovă. Us că mă e cald afară, că e chinș, nu ne pune înăuntru. Bun, a trecut timp, a venit vară, toamna, începta ploua, deci frig, și oricum pe mine la stalovă afară. Și noi am pus întrebarea, deși pe noi nu ne pune înăuntru la masă, afară frig, plouă, cum se duci noi la stalovă afară? Us că e că voi faceți spărtac, că ceruma voastră n-ai și cloșca cu pui. Și că afară vă știu chine. Bun, m-am dus la... Când acolo ne spune că liceul s-a format, s-a stricat, vă zice afară la liceu. Dar la liceu trebuie să mergi mult chine. Și un curent acolo. Am ia una o fetiță, spune și că îi punem înăuntru la liceu. Zic că dacă ai bani, dă. Eu îți chemam și să remate la liceu. Și din cauza după asta, desi ori rășem. Scoate afară. Când mâncați, la toaletă, da. Și din cauza asta răceai des. Da, desigur. Dar cum se comportau cu voi acolo? Cum? Parcă normal așa, nu ne obișnui, dar erau... O fetiță mă portam, mă dușim, vinem, păcătam cu mine. Dar erau fetiți care nu putem. Și de urmă ei striga că... Nu știu, din astorile, nu fă dezordine. Ei striga că ce jante ți-o la viciu. Și ți-o băietoi pe ți-o luau ceva. Țoară, la viceu, acea una până la stolovă și era greu și ei. Și câți ani ai învățat acolo? 9 ani de zis acolo. 9 ani? Un an. Un an? Un an. De ce doar un an? Nu mi-au plăcut condițiile acolo. Și eu deseori eu eram bolnavă acolo. În fiecare luni, fiecare 2 luni, bolnavă. Și a venit mama și te-a luat acasă? Da, am tăcat mult în vacanță și te-am povestit acasă și acolo. Și spus că acolo înapoi nu mă duce. Și acolo ne trebuie chemat pe noi la punct medical, era punct medical. Ne lecuie, tot normal, de căta foarte bine. Dar nu știu de ce ne-a pus o injecție la mână. Aici, la mine s-a umflat mâna. Trebuie să mă duc încă 2 țări, 3. După asta ne-a spus că azi e pe urmă și azi mai punem. Că m-am spart dimineața, am văzut că mâna e inflată. M-am spart, mi-a plăcut asta. Și am zis, mai mult nu mai duc. Poți să vii pe mine, poți să joacă ce vrea. Și am văzut că parte copiii și eu la injecție, dau parte și eu în grupă. Eu m-am dus făcut în grupă și m-am dus la injecție. Prima m-am văzut stoarea, să-i spun ce ai la mână. Zic, e ca ce am, e ca așa, e ca așa, e ca așa. Am spus că chinii făcut. Deci tu la injecție și ieți, nu strivește. Dar tu te-ai întors înapoi și ai început să mergi la școală aici din sat? Nu. Acasă n-am mai pe loc. Vineau verișori și acum trăgeam cu ochiul adânc și în caiet, în cărțile lor. Avem alfabet, părinte avem. Mama s-a ocupat cu mine și acasă n-am mai. Tu câte clase ai învățat doar? Clasa întâi numai. Numai clasa întâi și atât? Da. Și cum te-ai învățat tu să citești, să scrii? Acasă. Acasă cu mama. Învățat. Dar când mama, tata plecau la muncă, tu ce făceai acasă? Cu cine rămâneai? Da, mama nu ți-o încărea.
toată viața am fost cu mine. E poate acolo celor vecini și înapoi în jur. Dar la locul și am noi și încă. Dar tu nu ai vrut să te duci și undeva mai departe să înveți? Am fost la cancer și acolo nu mi-a plăcut și am fost mai chiar rămân acasă. Eu știu, citesc, socot, fac pentru mine acolo și întrevește, dar... Eu știu, poate trebuie să mă duc, poate. Dar tu poți acum să scrii, să citești? Da, pentru mine scriu, citesc, socot, acolo numărat, toate astea eu știu. Dar mama nu-ți spunea că, Mariana, poate mai bine te duci undeva să înveți, să nu stai acasă? Ce-ți spunea mama? Da, îmi spune și mama așa, dar... Nu știu, până la urmă poate spune că rămânem acasă. Rămâi tot acasă cu mama. Și ce puteai tu să faci când erai mică? Ce puteai tu să faci? Să te deplasezi singură, să faci ceva prin casă, puteai? Da, eu mă ducem singură, venim singuri că nu avem nevoie de cărușor. Până la un moment dat, când am început cărușor, nu era greu mai mult să mă duc undeva. Când mă ducem undeva, trebuie mama să mă iei în brață. Singurii că nu putem. Și cu încetul de-am și mai greu mereu. Mărena, dar la ce vârstă tu ai înțeles cu, uite, tu ai o problemă de sănătate, tu nu te poți dezvolta ca toți copiii de vârsta ta. Pe la ce vârstă tu ai înțeles asta? În copilărie asta nu a fost. N-am să-mi putut asta. Dar mi-a zis, cunoște eu picioarele, merge mărsul, ce putea zrării astea. Nu-mi plăvă 10 ani, așa spunem. Dar cum te simțeai tu când verișorii tăi alergau, mergeau la școală, se jucau, dar tu nu puteai să faci asta? Da, mi-a părut greu, rău, dar nu puteam să fac nimic. Eu am înțeles că asta e problemă, dar și-a rămas pe loc singur în ața mea. Dar m-a stăruit să nu mă lăs. Urc înainte, deci da, pe atunci la vechi, la una altă, dar cu atunci mă puteam duși. Doamna Ludmila, bine v-am găsit și pe dumneavoastră și vă mulțumesc că ați fost și dumneavoastră de acord ca să vorbiți astăzi despre viața pe care o aveți, viața pe care o are fiica dumneavoastră, Mariana. Din câte știu, pentru dumneavoastră este mai dificil să vorbiți în fața camerilor, pentru că nu faceți lucrul ăsta. Vreau să vă întreb, la ce vârstă dumneavoastră ați devenit mamă? La ce vârstă ați născut-o pe Mariana? 22 de ani. 21 de ani m-am măritat și 22 de ani am născut. Cum a decurs sarcina? Normal. Ca ușăni atunci, atât m-am ieșit războiul, în 92. Și parcă nu s-a observat nici, nu avea niciun defect, nici, tot normal. Era foarte... 3 kg și 800 grame am născut-o. Tot bine era. Când ați născut-o, cum arăta ea? Ca un copil, ca un copil obișnuit. Da, obișnuit, da. Un copil foarte... obișnuit era. Ce v-au spus medicii când ați născut-o? Nu le-au spus nici, deodată nu se înțelege deloc, nici nu se înțelege că ea și bolnav, ea și invalid. Nu le-au spus nimic. V-au ținut în spital, v-au dat acasă să plecați? Că cum dă drum acasă, la rădom acasă, dă drumul și... Când dumneavoastră v-ați dat seama că fiica, Mariana, are niște probleme de sănătate și nu se dezvoltă ca orice copil? Da, încoace, la vreo 6-7 ani și am observat că e n-are crescare și a început o greu cu mărsul și una de doilea și cheptul, ca când merge, crește mai mare, multe dificultăți și... Adică corpul se deforma la dâns. Da, am început. Și mânutele parcă erau mai mult căluță și ei nici nu ține nici o cană de jumătate de kil, nu poate ține mână. Și ce ați făcut dumneavoastră atunci? M-am dus cam la medici, am întrebat și să fac, cum să fac, și măcar ceva să iasă mai, ceva mai... Să fii mai ușor. Mai ușor în viață aici. Nu poate să fac nimic, numai să o scoatem la grupă să mergem.
încă de pe atunci v-a spus că o să fie cu probleme de sănătate? Da, era foarte slabă de tot, de tot. Ea n-avea nici puteri, nici era cu mânuțele astea, în slăbușoare. Dar ce v-au spus medicii? Ce are ea? De la ce stare ei? Singurii ei, nu știu, eu am avut o viață greșă, eu și multe m-am... Dar ce diagnoză, ce boală v-au dat medicii? Mucoharisadoza. Asta ce înseamnă? Așa se numește boala, e mucoharisadoza, asta ca cum... Se deformează oasele sau da, ce? Da, se deformează oasele, toate oasele încheieturi, la genunchi, la picioare, la mânuțe, tot au... Parcă nici n-ar avea legătură toate încheieturile. Parcă ar juca ca mergica. Doamna Ludmila, ce ați făcut dumneavoastră? Cum ați reacționat când v-au spus medicii că fiica dumneavoastră o să fie bolnavă, o să fie invalidă toată viața? Eu nu credeam și poate mă gândeam poate să avem și mai departe, mai vin și ori. Tot așa au rămas mai departe, nu s-au îndreptat. Și mai greu și mai greu. Dar ați dus-o pe undeva, pe la Chișinău sau... Înainte mai mergea pe la Kiev, pe la Moscova? Nu. N-am dus eu pe la Kiev, la Moscova, n-am avut noi posibilitate, n-am avut bani, și s-o ducem noi. Noi atunci eram ca la țară, dăm pe lângă casă și încătam de lucru cu una alta. Și cum dumneavoastră ați încercat să o tratați, doamna Ludmila? E cum am observat că e multe ori, e tare des cu astma, e imunitetul e slab. E foarte slab imunitetul la dânsa, e foarte slab. Și e toamna, primăvara, dofte, e foarte desă, răsește și multe medicamente, cumpăr nacoale, mii de lei bag în injecții și pastile și îi fac, eu sunt la casă, îi fac injecțiile cu ele. Mariana spunea că la școala din sat nu a vrut să o primească. De ce? Au văzut că ei nu poate merge, nu poate alerga ca ești la scopchii și au văzut că ei n-are nici o putere mică și nu vreau să o primească, că ei nu vreau să răspunde dânsa. Că ei, într-adevăr, era copilul bolnav, invalid. Și să alerge într-un copil invalid, că ei nu poate să... Trebuie să o duc la viteu, trebuie să aibă grijă de dânsa. Nu puteau ei să... Dar dumneavoastră nu puteați să mergeți cu dânsa la școală? Am dus-o, cât am făcut, am dus-o la școala din sat aici, la auxiliară și o ducem și o aducem acasă și am învățat acolo la școală, la croitorie, o broderie, acolo s-a învățat a face multe lucruri cu broderie. Și multe o învățat cu acul, cu ața și apoi am început cu biserul. Și a face lucruri frumoase, icoane, multe obsute. Și aici la școala internat e mult nu învățat, pentru că ați avut incidentul ăsta cu nunta, cu... E... Nu mai țineu minte ce cu nunta e și a fost, eu nu mai țineu minte. Dar de ce nu a primit-o mai departe atunci la școală? La o școală auxiliară e așa o măsă, așa o lecție, ca să poată e să învețe cu lucrările, să aibă depindere, ca să aibă ceva de muncă, ca să poată e face ceva mai departe, ca să aibă ceva de lucru, ca să nu stai cu mâinile în sens, mai fac ceva, cât de puțin. Și îmi pus să învăța, faci copăcei, îmi pus să faci mățișoare, multe lucruri, foarte multe lucruri îmi pus să faci din biser. Păi să vinde, păi să vinde icoane, multă asta. Dar când a venit timpul să o duceți la școala din Hâncești, nu v-a fost Hâncești... greu, nu v-a fost greu ca mamă să o lăsați singură? E foarte greu, mi-a fost, tare greu mi-a fost atunci. O sunam și mi spuneau că e tot bine, tot normal, dar atunci nu erau telefoane mobile, numai pe fix o sunam și o spuneau că e tot bine cu dânsa, tot e normal cu dânsa și... M-am zis odată când am văzut că era în stalubă afară, dar acolo în căpiere unde erau ei, aveau și dormitor, aveau și stalubă, aveau și viciu, tot aveau acolo înăuntru. Dar o scoteau afară la stalubă, o scoteau afară la viciu. Și nu mi-a plăcut. Iarna, o măt, cum așa copiii să-i duc să-i târâie la frig? Eu n-am avut încipuire cum poate să duc copilul așa la vremea rea. Și mai ales când dumneavoastră spuneați că imunitatea la ea era slabă. Da, foarte slabă imunitatea, foarte slabă. Și ați luat-o în vacanță acasă și am înapoi nu vreau să mai pleci. N-am mai sunat înapoi,
m-a sus acasă cu mine, am învățat-o eu singură. Ei știi și a citi și a scrie și rusești, tot cu mine acasă, tot eu. Eu ca mama a fost și învățătoare și medic cu dânsa, tot eu am grijă dânsa eu. Dar de ce a ținut-o lângă dumneavoastră, doamna Albina? Nu credeți că dacă ea pleca undeva la vreo școală, era acum mai ușor în viață? Eu te înțeleg, dar așa am hotărât eu, pentru că eu nimeni era jertfă de dânsa, nu mai putut să o am. N-am cum să o dau altparte, cum să o dau să baciuc și nu poate dânsa, n-am vrut. Eu am vrut cu lângă mine, să eu cu dânsa să mă mângâi, eu cu dânsa să mă sfătă, eu cu dânsa tare inimă îmi fac, ca pruncul meu. Și ce făcea ea toată ziua când lăsase școala deja? E, ce se ocupa? Păi să face din biserică multe lucruri, foarte mult. Părea ghinică, era deșteaptă cu aceste lucrurile astea. Că eu, și răbdarea vie cu biserică este tare mult răbdarea hutie. Și multă să face icoane brodat cu biserică, pus copășe făcut și s-a vinde, făcea o capică pentru dânsa și cumpăram iar înapoi, iar biser, cumpăram, iar făcea mai departe, iar cu brodat. Dar dumneavoastră, vă duceați undeva la lucru? Nu putem să mă duc, că avem grijă de dânsa. Eu, da, ca tare, până am angajat la asistență socială, am fost la lucru, am fost. Și când dumneavoastră plecați, cu cine ea rămâne acasă? Singurică. Și cum se descurca singură? Ea, ca mitica singurică și dam totul mai mult. Vinem acasă și o găsăm, mă aștepta, mamă, hai, nu mă repede, că ne mânca, vreau o apă, una alta și am decis, stau acasă cu dânsa, că ea are nevoie, într-adevăr, din mâncare și dar ea când era copil și o lăsat singură acasă și vă ducea la lucru, e măcar nici pentru dânsa nu putea să-și facă ceva nu din mâncare? Nu putea face nică, nu putea nică. Nu. E un ceai, un ou prăjit așa, dar trebuie să sui pe un scăunel la plită și eu și așa mă tem la plita de gaz. Tot cum plita la mine se aprinde singură, nu cu sârnici. Aprinde pe cunoscă și se aprinde singură. Dar de ce e unicul copil la dumneavoastră? N-am avut posibilitatea să mai fac altul și mă înțelegem cum s-a primit aia. N-am avut posibilitate. Am avut un om care m-a obișnuit tare mult. Tare mult m-a obișnuit în viață, el mă băte, mă ușide. Doamna Ludmila, dar cum credeți dumneavoastră? Medicii nu v-au spus anume ci cu Mariana. Dar dumneavoastră, aveți o explicație. Ce s-a întâmplat? De ce s-a născut așa ea? Când am fost însărcinată, m-a bătut tare, m-a bătut cucioarele în pânții și asta mă gândesc, poate că a fost bătută de asta, poate s-a disfectat un oasă. Eu nu știu, singur, eu nu pot aduce aminte de ce cauză doctorii. Și dumneavoastră credeți că de asta că ați fost bătută în timpul sarcinii? Da, am fost bătută. Și credeți că de asta s-a născut poate Mariana? Poate de asta, poate mă gândesc. Poate de asta m-a bătut cu cioarne și mă trăie de păr, mă ucide în casă. Îmi convenea că o obiectuie pe mama. Nu te obiectuie, chiar și-o bătie față de mine. Îți formează oasele, toate oasele încheieturi la genunchi, la picioare, la mânuță. Eu te văd că și tu răsufli greu. De la ce? Am asma. Mă chinuie cu asma de ani de zile. Tare greu și urâu, măcar cât de puțin, măcar să n-aibă asma asta, tare nicăjele. Gata, eu mână și dezvolsați medicamente. În spital ce stau mii de lei bag în injecții și pastile. De multe ori ne-a spus să vină, să a spus ca să fie sărbător, dar nu văd că nu mai intră. Mariana, să înțeleg că tu toată viața ai stat acasă. Da, am fost toată viața cu mama, dar la vreo 17-16 ani am fost și am învățat de crăitorie. Unde? Am învățat. Acolo am început să învăța o lecție, că pe urmă s-a început să împrășchie, să strica și rămas la cademă. Eu, cu partea mea, o am acasă. Cu brodat-o, croșetat-o, fac acolo cercei, brățare,
pantori, tot pentru mai multe pe interes scot și o idee eu și să fac și eu. Dar studiile ca croitoreasă nu le-ai finisat, nu le-ai terminat? O leacă mă duci cap, dar nu știu. Dar așa să pleci singură undeva, nu știu, la Chișinău, la Bălți, fără mama, nu ai plecat nicăieri niciodată? N-a fost nicăieri niciodată, pentru că nu-i posibil pentru mine. Trebuie să cad o mașină să ne ca să mă duc. Să la rotier, la popot, că mi-e comod. Da, vreodată la Chișinău ai fost? Da. La Bălți? N-am ajuns încă acolo. La Ștefan Vodă, la Căușeni? Ștefan Vodă, Căușeni, în noi, prin sate, de Chișinău, dar mai departe n-am fost. Isticotare undeva nu a ieșit. Din țară nu a ieșit, nu ai plecat undeva. Da. Și ce faci tu toată ziua? Cu ce te ocupi tu acasă? Când am comandă, fac icoane, tablouri, mătșoare, brățări, cercei, ne uit cu asta. Dar în timpul liber, o ajut mama. Tu acum ce vârstă ai? 31 de ani. 31 de ani? Da. Mulți ani și multă sănătate. Mulțumim frumos. Ce înălțimi tu ai? 1,5 m. Dar câte kilograme? 26. 26 de kilograme? Dar cum se numește diagnoza ta, boala ta, cum se numește? E că nu știu, nu ți-am minte, mama nu știu. Tu acum locuiești doar cu mama? Da, mai ești mama. Tatăl tău unde este? El este în satul vecin, Purcare. Până la ce vârstă el a locuit cu tine? Tu câți ani aveai când el a plecat de la voi? 17 ani. 17 ani? Da. Și cum el se comporta cu tine, Mariana? Cu mine parcă așa, normal, dar... Îmi convine că o obiectuie pe mama. Nu te obiectuie, chiar și-o bătie față de mine. Și până la urmă am hotărât că mai chin sunt grele trei. El are viața lui, nu-i viața noastră. Dar pe tine te bătea? Nu, n-a fost răiva. Și de când a plecat? El a venit vreodată să te vadă, să te întrebi ce faci, cum te descurci? Vine, dar... De mult nu a fost. Așa, rar vine. Când ultima dată a fost la tine? Cu câți ani în urmă? El încă lucra aici la noi în sat. Dădea moare pe 4-5 ani de când nu e în sat. El când e în satul vecin, nu a fost niciodată în satul meu. Poate în satul și fost, dar la mine nu a fost niciodată. Și cât de greu e să știi că tatăl tău trăiește nu departe de tine, în satul vecin, și nu vine să te întrebi ce faci, cum te simți, dacă poate să te ajute cumva. Eu l-am lăsat în voia Domnului. De multe ori mi-a spus să vină, să intre, a spus ca să fie sărbător, dar nu văd că nu m-a intrat. Mariana, fiecare fată, domnișoară, își dorește să-și facă o familie. Tu te-ai gândit vreodată la asta? Da, m-am gândit. Să știu cineva care să... băit înțelept, să și va ajutorat, să-l plăne voie. Da, sunt care... N-ai încercat vreodată să comunici cu cineva, să te vezi cu cineva? Am încercat, dar mulți mă resping și să te văd. Chiar așa ți-o zis în față? Am zis în față, dar... tot departe de mine, pur și simplu, de la parte și gata. Dar ai văzut cu... ai comunicat cu cineva o perioadă? Da. Și băiatul știa că tu ești cu probleme de sănătate? Și până la urmă eu am spus că... E poate ajut prin casă, la mâncare, la masă, văd. Dar el vrea, mult vrea pe afară să fac lucruri. Îi spune că are gospodărie mare, animale, poți să are nevoie de ajutor, să fie un aspot. Și el când a avut așa ceva, a văzut că rămânem doar prieteni. Era nimic ca testator ca mine. Zi-mi, te rog, acum tu ce poți face de una singură? Eu pentru mine pot să răspund acolo, o încerc să-mi fac o... Nu cred că așa ușor, că o să prăjesc cu ceva mai ușor. Dar mai mult tot așa. Tot trebuie cineva să-i bălătură de mine. Singur că nu pot. Dar prin casă să faci ordine, să faci mâncare până mama vine de undeva? Da, mă zic că atunci când vine mama de undeva, cu ceai rece o întâlnesc. Altfel. Dar voi aveți baie, toalet în casă ca să-ți fie ții mai ușor? Da, avem. Noi ajutam Domnul și-a făcut căsiu ce faie. Eu te văd că și tu răsufli greu. De la ce? Am astmă.
Cosmă de ani de zile. Și atunci, la vremea asta, cum e frig afară, gata, eu mână și trebuie să folosesc medicamente, în spital ce stau, să... curs de curiere, șesc, vara, nimeni e ușor. Eu mai nici medicamente nu folosesc, din adus albeau ceaiuri, ca să mă adus pentru imunitet. Dar prin casă, tu te poți deplasa singură, să mergi singură? Mărg, da, greu. Trebuie să mă țin ceva. Și mai mult stai, sau... Da, mai mult stau, mai mult culcată. Chiar și când lucrez, tot pe culcat stă. Dacă vrei să ieși undeva în sat sau la vreo vecină, vreo rudă, ce faci? Am călcior electric. Oare mama mă ajută la piste drum, văd voi pași, de bine mă duci. Tu mereu ieși cu mama? Da. Mama ți este asistent personal? Da, mama este asistent personal. Voi din ce vă întrețineți? Din pensia ta? Da. Pensia mea nici de 2000 noi. Și eu primești mama de la asistență socială, ca asistent personal, tot cu asta ne ținem. Și la ce vă ajunge 2000 de lei? Adică tu ai pensia 2000 de lei. Cum faci ca să-ți ajungă de la o lună la alta? Cam greu ajunge 2000 de lei. A noi ne ajunge undeva la 1500 numai factura. Acum în altele. Și așa rămâne acolo, mai rentează cu ceva bunșor. Dar tu poți să mănânci orice? Cam nu, că la mine pancreasă e bolnă, șapteamă. Văzăți, una de altă. E mult proaspăt mănânc. Cum ai putea tu să descrii viața pe care o ai acum, la 31 de ani? Da, spune așa, o viață obișnuită. Nu vreau să stau ușina pe nimeni, nu vreau să mă jelui, pur și simplu. M-a acceptat viața mea. Dar tu te-ai întrebat vreodată de ce anume tu? De ce s-a întâmplat asta cu tine? De ce tu ai viața asta? Da, întrebat. Pe mine singur, dar... părerea nu poate ani niciun răspuns. Accept ce și am, și cum sunt. Tu mai mulți frați, surori nu ai, tu ești unica. N-am nici frați, nici surori, eu am singuric, singuric. Dar verișorii, verișoarele te vizitează, am, vin la tine? Verișori, am verișoare, vin la mine, am posibilitate, m-a adus la tine. De ce ți este frică cel mai mult, Mariana? Rămân singură. Sângurătate. Acum ai marele noroc că este mama lângă tine. Da, mare noroc că mama este lângă mine. Dar mai târziu te-ai gândit ce o să faci? Nu știu, e că mă întreb fiecare zi de asta. Numai... Virișoară nici dacă aveți. Azi poți plăte așa. Dar cu mama ce vorbești? Ce discutați voi? Ce-ți spune ea ție? Mariana, o să fie totul bine? Ca fiecare mamă, ne încurajăm în cealaltă. Dar ce-ți dorești tu cel mai mult acum? Sănătate. Dacă avem sănătate, facem toate. De tatăl tău ți-i dor? Da, este. Dacă s-ar uita la această emisiune, la acest interviu, ce îi spune? N-am ce spune. Părăte rău, nu știu. Eu mult îi spun prin telefon. Dar mamei tale pentru ce îi mulțumi? Pentru viața care o am. Cred că dacă am viața asta, cred că ceva va trebui și vă. Și probabil îi mulțumești că nu te-a lăsat, nu te-a dat la vreun orfelinat? Mi-a fost alături de mine, m-a ajutat, m-a sprijinit și înțeleg de m-a sprijinat. Mariana, îți mulțumesc și îți doresc multă sănătate și multă putere. Mulțumesc. Și să fiți cu mama împreună cât mai mulți ani.
Doamna Ludmila, dumneavoastră spuneați că soțul vă bătea. Da. Dar el a început să vă bată după ce ați rămas gravidă sau înainte de asta? După și... și înainte, chiar și la nuntă, chioasă palmă și nu mă zbim de și... În timpul nunții v-a bătut? Da, în timpul nunții și chioasă palmă, că oaspeță trebuie duc acasă, trebuie să mă scol, să mă duc să-i trec, dar era și greu, că eram însărcinată și nu vrem să mai hodinez, ca mama greu, cu saci, cu saci. Mai scurt... Și de ce mai ai rămas cu el, dar nu l-ai lăsat? Că ai văzut că ți-a dat prima palmă, ar putea să urmeze și altele. Mâncă nepoți s-a dat seama pe urmă. Și s-a dat seama? Nu s-a dat seama pe urmă. Mâncă nepoți s-a dat seama, poate s-a revenit, poate s-a mai dat seama. Nu... Iar iertare, mâncă nepoți așa și mai vine mai târziu. Și am vrut și eu să trăiesc cu dânsul, că s-am o viață, cu dânsul am o... ca fiecare. Dar el e de din sat? Unde v-ați cunoscut? Porcare trăiește. Eu, noi ne-am cunoscut la Căușeni. În Căușeni... Unde lucrați dumneavoastră, la construcție? Da, lucram la construcție, acolo, la Căușeni, la MSU, acolo, ne-am cunoștință și... Și unde ați început să locuiți? La dânsul, la dumneavoastră? Acolo, în Căușeni, am locuit vreo 2 ani în Opșeagă, primul am fost la Ungheni, la părinții lui, el e din Ungheni. Uf, doamne, am trăit cu socră mea și cu socrul meu și amândoi au murit și... Și cum era viața cu dânsul? Foarte greu ne-a fost cu dânsul, tare greu. N-aveam nici o lui și pe ziua mâncare. Făseam borș cu... de săc, cum spune. Mai scurt a fost foarte greu acolo, tare greu ne-a fost trăiesc acolo. Cât de des el vă bătea când erați gravidă? El nu dădea seama și pe ce. Era asta, era, pentru că eu eram în Rodom și vineam acasă, mai strângem acolo, poate o butucă acolo, în garderob, poate să mai vii o femeie, poate să o pun la masă, poate ca cum vii din Rodom, ca să mai servești acolo din copil, când vine acasă la Rodom. Uh-huh. Și el m-a băut, tata, și-a fost acolo în butelcă și-a turnat apă în loc și ce să-ți spun, asta... Adică el vă... Bea alcoolul din sticle și turna apă înapoi. Da. Turna apă și mă uitam, vine femeile să vadă copilul nou născut, ca la mamă, cum zice, copilul. Dar în timpul sarcinii, cum el vă bătea, în și mod? Cu ce vă lovea? Cu cearele în pânge. Asta în minte, n-am uitat niciodată, n-am să uit. Vă dădea jos și vă bătea cu picioarele? Da, câte luni de sarcină aveați dumneavoastră? Nu pot să minte, poate o 7 luni avem, poate. Da, păi dumneavoastră din cauza asta puteați să pierdeți copilul. Cred că am fost voinică, am fost tare. Am fost foarte, cum... terpitoare. Terpitoare am fost foarte mult, am terpit și mult am... Dar câți ani mai ai trăit cu dânsul? După 20 de ani, așa. Vreo 20 de ani? Așa, mă. Și în ăștia 20 de ani te bătea mereu? Da, des. Am gândit că poate să-mi faci, m-am venit așa în sat cu dânsul, m-am mutat în casa al părinților tata. Și am gândit că să faci o viață, o familie, cum scade, cum trebuie. Lucra la moară, dușești, fășe bani, dar și torcul. N-am dușit acasă nici o capecă. Dușești mai mult pe bar, pe datorii, pe băutură. Și torcul. Și ne întreținai familia? Eu mă chinuiem și prindem atunci piesea fetei, fata lui Mariana, prindem 600 de lei atunci, prima dată pensie. Și cu atunci mă mai retenim un chil de macaroni, un chil de cartofi, ca să pot întreține familia, ca să pot merge mai departe. Dar pe urmă el când te bătea, mă tal dădea la poliție sau nu? Mă temesc să mă bat mai tare. Nu puteam să-l dau, mă temi să mă bat mai tare. Dar de ce nu l-ai alungat? Fata a filmat să-l dădem la primărie, primarului. Primarul al mai zgâlțâie, al mai ocărâ. Și așa faci, deci nu trăiești, nu poți, acolo știi ce de... Ai o fată frumoasă, frumoasă, că trebuie să trăiți amândoi. Nu vrut și gata, el așa o ține una așa, bună cu paharul din s-o strica. Tare mult pe dâns paharul.
Dar când el te bătea pe mata, Mariana vedea asta? Da, e vedea și... Mama plânge, mamă, cum să trăim, mamă, noi nu putem, mama, lungă, mamă, ce să facem, cum trăim noi așa în gălăgie, ei nu putem spăta atunci, deloc, absolut, nici amul nu poate spăta. Dar cu Mariana nu bătea? Nu, nu bătea, cu cuvinte așa, mai o cărășă. Și dumneavoastră, de ce nu ați ascultat-o pe Mariana, de ce nu l-ați alungat ieși? Pe urmă, dar eu seama, târziu a fost. L-am alungat, am spus, nu mai pot spăta de-am. Așa, asta a fost... În 2010, veniți acasă, bat, țin minte, da, eu eram la o vecină, făcusem mâncare acasă, era mâncare și când am venit acasă, luat o sapă și m-a luat la ușit și m-a dus, să te văd, ieși, du-te la măta, du-te la măta, și ocazia, asta e casa lui părintele, tata. Și ocazia, mă duc eu la mama. Asta e casa dumneavoastră și el să facă lujidici. Asta e casa lui părintele, tata, și ocazia, mă duc eu la mama. Și am văzut că așa am luat cu sfadă, cu nu chiar bună de treabă. M-a reușit să-l dau afară din casă. Mă disparte dânsul, că nu mai putem sporta, nu mai putem, trăim într-așa un haos, eu nu putem atunci eu și haos trăiem eu, nu putem sporta. Cu timpul a început afară și singură. Și de când s-a dus el, cum e viața? Mai bine. Mai normal. Sunteți mai liniștită? Da, cu mult mai liniștită și nu dă mâna în jos, fac și ne dă putere. Dar nu vă este greu? E o leacă în greu, dar ce să fac? Dumnezeu mă ajută. Dar decât cu bătăi și cu sfadă, da, mai bine da, singură? Da, cred că mai bine singură. Cu fata, am două, ne luăm, am două, ne mângâim și facem amândouă o mâncărică și mâncăm amândouă cu fetița și... Nu, nu-mi trebuie gălăzie. Nu-mi trebuie gălăzie, Doamne ferește, nu-mi trebuie. Dar el unde e acum? În satul Porcare. Aici în satul vecin? Porcare, satul, nu e chiar vecin. Cu dar nu-i departe de aici? Da, da. Raionul Ștefan Vod, Porcare trăiește acolo. Are familia lui aparte, el trăiește cum poate, eu trăiesc cum pot eu. Eu n-am nevoie. Doamna Ludmila, dar dumneavoastră vă este greu că el nu vine să o vadă pe Mariana? Clar. Clar, mi-e greu, foarte mi-e greu, tare mi-e greu, dar ce să fac? Dar nici nu sună, nici nu-i scrie? Eu mai mult sun și am întreb, ai măcar o leacă de sovete, vin la măcar la fata asta și o vieză, ziua ei a făcut-o de 30 de ani, a venit cu fete, băieți la dânsa, au văzut-o, vin măcar o dată și dă-i un ban cu picioarele, măcar o felicitare, un cuvânt bun ca la tată. Nu am vrut să vii și nu a fost nici în timpul de fată, nu a venit. Și lăsați și voi așa în plata Domnului? Da, nu lăsați în plata. Domnul i-am spus, Mariana, lasă că noi să mergem înainte cum ați putea face, așa să trăim și să mergem înainte. Dar el copii nu mai are? Nu are. Mariana tot e unica, da, unica fică, unicul copil. Unica mitica, unica. Voi din și bani vă întrețineți, doamna Ludmila? E, pensia are 1800. Aproape 2000, spunea 2000, Mariana. Da, 2000, da. Și merge pensia la comunașele, creditul mai luăm multe lucruri. Luați și credit de la bancă? Tare multe credituri. Fără credit nu vă descurcați? Dar cum? Trebuie să fac ceva. Și un frigider, și o mașină de spălat, și o plită de gaz, și un televizor. Și trebuie să eu ca să pot, ca să merg înainte, plătim lunar, regulat. Și facem cu asta, mă mergem înainte. Mata, ești acum angajată în calitate de asistent personal pentru, da, Mariana și primești, da, salariu. Da. Și la ce va ajunge salariul și pensia Marianei? E cum? Pensia asta îmi pare că tot îmi pare gine că o plătim, tot merge la, cum mă zice, la comunalele și creditele. Dar leafa, că strângem câte o leacă de bani, luăm țământ, năsâp, fortan, facem pe împrejur căs și mai trebuie de remontat. Mai am de făcut încă zalul, dar nu mai ajunge punga. Ce să fac? Poate mai Dumnezeu și mai sta. Să facem cumva cât de puțin. Un an facem așa, într-o lună așa, strângem, luăm, că mai am trecut chiar, am luat fortan, într-o lună luăm fortan, altă lună luăm nesâp, altă lună luăm țement. Și că așa câte o leacă. Și vara ne apucam și făceam lucruri pe acasă și trebuie de făcut. Dar pe lângă casă, țineți niște păsări, niște, da, animale? Da, țin, am păsări, am avut niște câmpuri, dar n-am putut le ține, le-am dat, le-am vândut. A, păsările foarte bine, o pasăre, ții, ai un ușor,
Dar eu găinuș, faci o zamă, faci rășturi cu coșul foarte bine. Doamna Ludmila, cum vă pare sănătatea Marianei? Cum o vedeți dumneavoastră? Oh, tare e greu, tare e greu cu dânsa, tare e greu. Multe tensiune are și are astma, n-aude. E foarte greu și... Și în fiecare an se agravează sănătatea ei? Tare, tare greu se agravează, tare greu și vreau măcar cât de puțin, măcar să n-aibă astma asta, tare nejelic. Și mă, ta acum, practic, stai cu dânsa mereu? Da. Că nu poate să facă nimic? Da, da. Mă așteaptă și mă sun, mamă, un piune ești, mamă, trebuie pâine, trebuie și ea, trebuie și ea. Și vin acasă și îi spune și ea, cumpăr și zice, ieși, așa, amândouă, ne pune și un, faci mă un foc căldură în casă și să aibă mitica și mâncare, să mâncăm o mâncare, zice. Doamna Ludmila, dumneavoastră v-ați gândit vreodată, haideți că acum sunteți în putere, mai puteți, mai sunteți cu Mariana, dar pe urmă și o să fie. Nu știu. Și o să fie cu dânsa pe urmă? Nu știu, e că asta... Tot cine o să aibă grijă de dânsa? Nu știu. Aveți rudi, verișori, neamuri care... Am... Care ar putea să stea cu dânsa? Am două cumnate, un frate a murit în septembrie. Am anul ăsta, 2023, și am avut un frate foarte brav, am avut un frate de aur. De ce vă temeți dumneavoastră cel mai tare? Știți de ce mă tem? De Dumnezeu. Să și pași în țară, și liniște, să atați să avem și bucurie și pe țară. E ca și mă tem. De Dumnezeu mă tem că, cum să spun, dacă n-ai încredere în Dumnezeu, mulți poate spățăști în viață. Dacă crezi în Dumnezeu, Dumnezeu te ajută mai departe. Cât de puțin mai ca cum de cum te ajută. Eu vă mulțumesc foarte mult și vă doresc multă sănătate și multă putere, doamna Ludmila. Mulțumesc frumos! Atât pentru astăzi. Cu voi a fost Adrian Prodan. Dacă aveți istorii de viață care merită vorbite, ne puteți scrie pe rețelele noastre de socializare. Aveți grijă de voi și de cei dragi!